De dimineață, la sediul Nova Force Tehnic din zona liberă Giurgiu, a sosit un camion încărcat cu mobilier școlar și consumabile sanitare destinate unităților de învățământ giurgiuvene și unităților sanitare. Transportul, ca și celelalte două de până acum, vine tot din Belgia, iar donația a fost posibilă grație implicării Fundației din Dragoste pentru Oameni și deputatului de Giurgiu, Florian Nicolae. Acum am adus produse consumabile pentru spital, dezinfectanți, bănuși, măști. Văd că sunt și bănci și scaune. Au rămas vreo 100 în rest de data trecută. Mobilierul, care se află în stare foarte bună, poate fi folosit cu succes de unitățile școlare care au nevoie de aceste dotări. Numai că la Giurgiu, până și donațiile sunt interpretate ca fiind gesturi politice, așa că autoritățile locale nu prea s-au arătat interesate, deși dascălii sunt de altă părere. De ce ne trebuie aceste donații? Pentru că școlile și liceele din municipiul și județul Giurgiu au nevoie de susținere financiară pentru achiziția de mobilier școlar pentru elevii, mai ales elevii din clasele 1-8. Credeți că veți găsi deschidere din partea autorităților pentru a dona aceste obiecte? Până acum am găsit deschidere din partea profesorilor, din partea directorilor școlilor. Nu am înțeles de ce autoritatea locală nu înțelege acest sprijin, această donație umanitară, acest mesaj de voluntariat, de consens cu nevoile școlii noastre din Giurgiu. Eu consider că acest mobilier școlar repartizat de la școlile similare din Belgia este util, este funcțional, este un mobilier care trebuie pentru școala giurgiuveană. În ceea ce privește aparatura medicală și consumabilele sanitare, acestea sunt și ele la fel de necesare, numai că aici procedurile de donație sunt ceva mai complicate. Sunt convins că și Spitalul Județean se va aplica cu atenție asupra acestor donații, numai că trebuie verificate și stabilite clar dacă intră, sunt autorizate pentru piața românească. Aici urmează să vedem, să vină specialiștii să verifice dacă aceste instrumentare medicale și consumabile medicale sunt necesare pentru medicina și pentru spitalele din țara noastră. În cele din urmă, dacă mobilierul școlar va fi refuzat în continuare de autoritățile locale, deși poate fi folosit temporar până la noi dotări, donațiile vor fi redirecționate către alte județe, acolo unde primarii și cei care conduc inspectoratele școlare nu vor mai interpreta totul politic și vor accepta un act de donație așa cum este el, din dragoste pentru oameni.